Bun găsit, prieteni, avem o știre de pe prima pagină din Libertatea de mâine. Atenție, ziarul nu costă decât 1,99 de lei. Da, pentru asemenea știre, în orice caz merită cumpărat încă de la prima oră a dimineții. Dacă mai apare pe tarabe, Gheorghe Dincă și-a fixat tariful, atenție, vrea să dea un interviu la televiziune contra 10.000 de euro. Suma nu este mare deloc pentru televiziunile noastre de știri, mai ales pentru RTV, care cu siguranță că va face în următoarele zile acest pas, ci că este conștient de interesul pe care faptele sale îl provoacă în media din România. Gheorghe Dincă și-a însărcinat avocatul să-i aranjeze un interviu, doar la televiziune, evident, contra unei sume frumușele și numai după o selecție riguroasă a întrebărilor. Poate că nu pot să-l întreb direct dacă l-a omorât pe cele două fete, Alexandra Mărceșanu și Luiza Melencu. Monstru din Caracal poartă negocieri prin avocat, se zice la interior. Gheorghe Dincă vrea 1.000 de euro pentru un interviu. Probele biologice sunt foarte puternice, o pagină întreagă dedicată tragediei de la Caracal în Libertatea. Care a ajuns, ca să nu folosesc neapărat niște cuvinte foarte, foarte urâte, a ajuns cel mai terifiant ziar din România în această perioadă. Deci se și frică, ați văzut, ieri era moartă baba aia pe prima pagină, se și frică să umbli la el. Bun, dar există și presă de calitate în lume, nu numai jeguri de ultimă speță. Am primit, de exemplu, de la un mare amic al nostru și evident că nu meritam o asemenea onoare, dar nu-i nimic, o să punem lucrurile la punct imediat. De la domnul Dan Andrieșu, în vârstă de 80 de ani, un fervent suporter al sportului, care ne-a trimis aici, vedeți, o plasă întreagă din celebra revistă franceză Miroir Sprint, care era la modă în anii 50, 60, 70. Ei bine, ne trimite așadar practic toată colecția pe care o mai avea acest distins domn care ne urmărește de ani de zile și spune că nimeni n-ar fi fost mai vrednic să o primească decât noi. În primul rând, Radu Naum ar fi fost mai vrednic, dar e bine că totuși îl amintește și pe el în această depeșă. Magă, Radu Naum s-ar putea să o aibă. Asta este din 1968, acest miroar special, 15 jours a Mexico. Este vorba de Olimpiada de la Ciudad de Mexico. E adevărat, numai prima pagină, prima și ultima pagină sunt color, dar revista este plină de imagini de la această faimoasă Olimpiadă mexicană care a intrat în istorie. Imagini de tipul celor pe care avem să le descoperim și noi câțiva ani mai târziu în revista Sportul, că tot tipul ăsta de fotografie, dar că astea sunt luate de la fața locului, sigur, cântăresc foarte greu, aproape tot numărul este dedicat acelui eveniment, dar avem aici, siguranță, o lungă listă, nici n-am apucat să mă uit peste ea. De exemplu, ăsta este din 64, cu ciclistul Hugo Coble pe prima pagină, miroar sprint în culori sepia, așa cum se spunea. E prima pagină, în Franța, Norvegia, jucat la Lyon. Pe ultima pagină, cu mingea aia de cârpă, iată, anii 60. Da, într-adevăr, de o valoare sigură inestimabilă aceste reviste, atât doar că e greu să le depozitezi undeva. Nu știu dacă eram noi cei mai în măsură să preluăm această tradiție. Unele dintre ele sunt aproape mâncate de vreme. Evident, au trecut anii, sunt 40-50 de ani de când au fost tipărite, dar au un miros de presă, de calitate și acum. Problema este că nu prea mai ai unde să le pui. Și astea, până la urmă, vor ajunge tot într-o pivniță, finalmente, tot într-un beci, acolo unde le este locul. Telespectatorul nostru amintește cum se căciulea pe la chioșcurile de ziare în fața vânzătoarelor ca să-i ambaleze un miroar sprint într-un ziar de ăsta de tip Scânteia, ca să nu-l vadă lumea, cum pleca cu presa capitalistă în mână,
tuturor celor care am făcut o pasiune din presă și din sport în general. Ne-a fost dat să trăim astfel de momente, adevărat nu la aceeași intensitate, că una era să împachetez sportul popular în scânteia tineretului și alta era să iei un miroar sprint, sigur, în ambalajul cu care ridicai o rudă de salam. Dar fiecare cu timpul lui, cu generația lui, noi nu eram născuți în anii 50-60 și nu aveam de unde să beneficiem de ele, dar au fost alții care au reușit. Spuneam de Radu Naum, care avea la un moment dat o colecție impresionantă, pentru că tatăl său a participat la Tour France 1968, îi adusese și cred că era și abonat la un moment dat, primea și pifurile alea cu surprize după propriile mărturisiri. Poate că lui ar fi stat mai bine cu această colecție, dar în orice caz, dacă nu, ea va poposi și la noi, pentru că chiar așa, într-adevăr, să o dăm la reciclare, cum ne spune amicul nostru telespectator, nu este posibil. Îi mulțumim așadar și sigur că noi, fiind o emisiune de revista presei, știm să facem trecerea de la una la alta. Apropo de una, nu neapărat de alta, am văzut ceva mai devreme, o primă pagină care merita să fie prezentată mai devreme, dar ne-am luat cu această știre bombă din Libertatea, și anume în Kamikaze, în sfârșit, această primă pagină de colecție intitulată Muțenia Pământului, altfel pe șeful statului, operă de artă neprețuită semnată Klaus Werner Iohannis, care va dura încă 5 ani. Într-adevăr, el așa va intra în istorie, ca un președinte mut, nu neapărat ca un președinte care și-a făcut treaba, așa cum țineți minte la interviul pe care l-a acordat cu generozitate, cu gentilețe presei atent selecționate din România, bob cu bob selecționase jnapanul ăsta, presa neliberă din România și neindependentă, și până la urmă acolo erau numai întrebări convenționale, că altfel, bineînțeles, mi s-a întâmplat, adică vi s-ar fi întâmplat cum mi s-a întâmplat mie la conferința de presă cu Florin Marin. Și sigur, nu puteai să-i pui întrebări de genul ăsta. La întrebarea ce credeți, cum veți apărea în istorie, președintele a zis, pe asta trebuie să decideți dumneavoastră și o să decidă istoria. Ca un președinte care a fost corect sau ca un președinte care și-a făcut treaba, au zis jurnaliștii invitați pe răspăr așa. Și atunci domnul președinte, foarte încântat, a zis, de ce nu? Da, nimeni n-a venit să-i spună că un președinte mut, pentru că n-ați deschis gura timp de 5 ani. Ceea ce nu era o insultă, pentru că lucrurile chiar așa s-au întâmplat. Și ați văzut probabil că în momentul în care a acordat acel interviu, care nu s-a lungit foarte tare, pentru că domnul președinte avea și altele de făcut, și nu prea ne imaginăm noi exact ce face, cum își consumă timpul, am înțeles că este suporterul lui Bayern München. Dar asta nu cred că îl împiedică să-și petreacă seriile în vreun fel, întrucât în Germania nu se joacă nocturnă în campionat, știe toată lumea. Deci se ducea la ale lui, să tragă de timp, probabil, în seriile în care Palatul Cotroceni era amabilă gazdă, fără să facă neapărat ceva interesant. Dar cred că un pic i-a părut și lui rău, așa că nu dăduse mai multe interviuri presei din România, pentru că la un moment dat chiar s-a prins în joc. N-avea exercițiu vorbirii, dar a văzut că reușea să-i facă față și păstra acea discreție. Nu e un tip care să se extindă, nu are prieteni, nu se extinde la vorbă, nu este un om de palabre, nu este un om pe care să-l scoți la o șuetă, să stai cu el la o cârciumă. El este rezervat, ceea ce nu este interzis, evident, dar nici noi nu putem să spun, stăm deoparte și să nu facem măcar mișto de el. Da, sigur că ziarele își permit acest lucru, ne permite și noi în câteva emisiuni. Cred că lumea ar trebui să fie un pic mai deschisă, că nu-i capătul lumii să-i spui unui prost în 2019 că este prost. Da? Sau unui incapabil că este incapabil. Cred că, până la urmă, libertatea de exprimare include și astfel de prepoziții, da? Ca să mă exprim decent, elegant, aproape academic. Da? Deci aceste prepoziții care, până la urmă, unele dintre ele cad bine sau altele nu. Nu este o problemă însă atunci când ești deschis. Asta înseamnă libertatea de exprimare. Am văzut că unii atacă pamfletul.
sunt tot felul de instituții, comitete și comisii care spun că, dom'le, s-a folosit un limbaj neadecvat. Cum? Limbaj neadecvat într-o emisiune de pamflet, de exemplu. Fără să fac aici referire la cineva anume, da? Stăteam și mă întrebam, păi, care este până la urmă scopul, arma, dar și obiectul muncii într-o emisiune pamflet, nu cuvântul? Cum adică a folosit niște cuvinte? A, dacă împușca pamfletarul pe cineva, dacă dădea șpagă, dacă era corupt, dacă nu plătea impozitele, dacă era prins cu evaziune fiscală, dacă mințea. Astea, da, pot fi niște atribute. Acum să spui, păi a vorbit urât. Da, nu asta înseamnă să fii pamfletar. Dar noi nu putem să scriem, că nu ne ocupăm cu asta. Sunt unii care fac pamflet în presa scrisă, alții fac la televiziune. Acum poți să vii să-i spui unuia, bă, tu ai vorbit urât într-o emisiune pamflet. Cum ai putea să vorbești? Dacă vorbești frumos, ești într-o emisiune medicală sau de știri sau de geografie sau mai știu eu de ce. Ăsta înseamnă pamfletul. Dar încă o dată o să vedeți și în emisiunea de astăzi avem câteva astfel de ieșiri în decor ale unor asociații de tipul ăsta, în niciun caz vis-a-vis de noi, față de alte persoane pe care pur și simplu nu le înțeleg. Dar până atunci trebuie să ne mândrim cu ceva și l-am avut astăzi în casa noastră, așa că să-i mai dăm o dată binețe domnului Orban, Orbanul cel bun al Europei, cum titrează agenția de știri americană Bloomberg. Fantastic este textul. Din păcate, trebuie să ajungi foarte sus ca să ai parte de astfel de elogii. Da? Cum avea, de exemplu, doamna Dăncilă în Q Magazine al Florianei Jucan. Dacă ești un nimeni, de exemplu, ești, da, un nimeni în sensul bun al cuvântului, ești un rebut al societății, de exemplu, muncești la un petec de autostradă, pe Siret, să zicem, și așa vrea România, nu știu, am ajuns pe la autostrada A327, Suceava-Ploiești, ăsta este A327. N-am terminat niciuna din primele 326 de autostrăzi, care, sigur, nu mai sunt autostrăzi, sunt niște drumuri până la urmă, dar se lucrează, deci, la un petec de drum pe autostrada Siret-Suceava-Ploiești. Poate că ăia care sapă acolo să fie oameni de calitate, oameni de care țara ar putea să fie mândră. Cei care vor termina primii o autostradă în România, cei muncitori vor fi eroi naționali. Da? Ei vor primi, sper, steaua care le-a fost retrasă impostorilor și infractorilor de către Klaus Iohannis în aceste zile. Ei ar trebui decorați. Dar cei care muncesc, nu șefii lor, nu cei care dau ordine din palate și din castele, nu cei care muncesc, dacă vor munci, dacă vor termina vreodată. Așa. Deci, gândindu-mă la ei, dau seama că nu se scrie despre astfel de oameni, fie că sunt români, nepalezi sau ruandezi, cei care lucrează la șanțuri sau la drumuri. Poate că noul premier al României împarte același nume de familie cu liderul maghiar anti-imigranți Victor Orban, dar asemănările dintre ei se opresc aici. Începe descrierea premierului, care nu e una nimerită, pentru că totuși nu poți cataloga pe Victor Orban doar atât, că este anti-imigrant. Asta nu e o vină, să știți. Se vede că textul e plătit. Adică, încă o dată, cu umila mea filozofie de luptă, da, și de muncă, cu coatele astea cu care mă sprijin de masă, aș atrage totuși atenția că a fi anti-imigrant nu este un delict. Este o opinie cu care, într-adevăr, lumea asta minunată de astăzi nu este de acord. Asta nu înseamnă că ești cretin dacă ești anti-imigrant. Victor Orban are alte bube pe cap. El a suprimat democrația în Ungaria, nu prin asta, că este anti-imigranți. Sigur, și este și anti-imigrant, dar se vede imediat că textul este prost rânduit. Da? Adică, ce vreți să spuneți? Că în lumea asta nu mai poți să spui nimic, nu mai poți să ai nicio părere contrară cu ceilalți. Imediat cum ai făcut ceva, gata. Sigur, omului nu-i plac imigranții, dar ce nouă ne plac? Ce credeți, că comitetelor și comițiilor de la noi le plac acești oameni? Nu. Bineînțeles, numai că nu o spun. Și atunci trebuie. Lui Klaus Iohannis îi plac imigranții. Nu țineți minte cât am râs de el până când a luat poziție atunci și a spus o prostie cât el de mare cu numărul ăla de imigranți, când ne tot războiam, că era subiectul zilei atunci, toate emisiunile vorbeau despre asta și România nu lua nicio poziție, nici da, nici nu. Alții săreau că, domnule, noi nu vrem, ungurii dădeau afară de prin gări. Pe ăștia măcar ei aveau o poziție.
justiție. Sigur că ea era în contrast cu Europa, sigur că trebuia să fie amendată, pentru că Europa mergea împreună și ăștia făceau notă discordantă, dar era opinia cuiva. Încă o dată, nu înseamnă că pentru asta Victor Orban era un idiot. Nici de cum. Noi, de exemplu, nu aveam nicio luare de poziție. După cum știți, până la urmă a zis Klaus Iohannis ceva, că noi nu putem să primim nici într-un caz mai mult de... Și noi am spus în seara aia, băi, frate, vezi că ești tâmpit. Putem să primim foarte mult mai mult decât atât. Ceea ce după aia, sigur că s-a corectat din Occident, el vorbea în necunoștință de cauză. Deci nu urmărise nicio fel de actualitate pe tema asta și ștându-se cu părerea, așa era, se simțea un pic strâns cu ușa. Dar mă rog, nu despre asta vorbim. A fost ridicolă ieșirea aia de poziția șefului statului, care demonstra, de fapt, cultura lui politică europeană. Bun, ce zice în continuare? Deci asemănările dintre cei doi se opresc aici, adică doar la nume seamănă. Ludovic Orban vrea să-și întoarcă țara spre valorile Uniunii Europene prin eliminarea populismului și chiar s-a referit la el, spunând că este Orban.